Bună seara, prieteni! Ne revedem aici pe pagina noastră de Facebook la o nouă ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România. Orice distribuire ajută, vă așteptăm desigur și cu like-uri și mai ales cu cât mai multe întrebări și comentarii legate de tema din această seară, o temă în care sper eu să vă intereseze și să participați într-un număr cât mai mare. Înainte să dau cuvântul colegului meu Mihai Enescu și el să ne prezinte invitatul pe care oricum l-ați văzut în anunțul și îl vedeți și acum pe ecrane, aș vrea să vă spun că dacă vedeți înregistrarea mai târziu pe Facebook sau pe contul de YouTube, puteți în continuare să ne scrieți prin orice mijloace găsiți facile și vom încerca să vă răspundem. Salut Mihai! Salut Marin, bună seara prieteni! Un subiect de actualitate, proiectul noului cod Silvic și ne bucurăm că în seara asta îl avem pe managerul de proiect al unui consorțiu format din Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Ștepan cel din Suceava și Institutul Național de Cercetare de Dezvoltare în Institutului Marin Drăcea, experți care au propus o schiță de cod silvic înaintată autorității, un proiect intens, desfășurat pe mai multe luni, consultări ample ale sectorului și nu numai. Așa că, domnul Sor Popa, mulțumim că ați acceptat invitația și vă predau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, Marin, mulțumesc, Mihai. Mă bucur din nou, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi și salut pe toată lumea care e alături de noi în seara asta sau care o să vadă înregistrarea pe parcurs. Da, un, suntem la finalul unui proiect foarte intens. Practic, am reușit să punem pe masa autorității centrale a Ministerului un proiect de cod silvic în numai două luni, cu o echipă formată din 47 de experți care au muncit extrem de intens și care au uimit pe toată lumea prin implicarea și prin dorința lor de a participa și de a contribui. Încep așadar știu, prelegea scurtă a mea, prelege din seara asta, dacă pot să-i spun așa, mulțumindu lor. Este, am fost onorat și, în ciuda muncii extrem de intense, am reușit să ajungem aici, la sfârșit, numai și numai datorită modului în care au înțeles să participe în acest proces colegii mei de la Universitatea Transilvania din Brașov, colegii și colaboratorii noștri mai vechi de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și colegii și colaboratorii noștri de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marin Răcea cu care am lucrat foarte bine pe perioada acestui proiect. Este un proiect, foarte pe scurt am să prezint proiectul și după aceea am să încerc să satisfac, probabil sectorul e destul de curios să vadă cum arată acest schiță a proiectului, de, a, a, acest, acest proiect de cod silvic. O să încerc să prezint ce anume s-a păstrat din vechiul cod silvic, care sunt lucrurile care au fost considerate utile și care s-a considerat că trebuie să fie în continuare păstrate în cadrul legislativ al sectorului și să vedem și care sunt elementele de noutate pe care noi le-am propus și le-am analizat împreună cu autoritatea în acest proces. Deci, un proiect, repet, foarte intens, care s-a desfășurat pe cam undeva aici câteva, câteva diapozitive, unde se vede că, practic, noi am început undeva la Începutul lunii martie, activitatea în proiect a trebuit să încercăm și am reușit să facem o fundamentare a muncii noastre, bazată pe studierea în detaliu a legislației naționale și după aia prin studierea a legislației de, de specifice sectorului forestier din 17 țări cu tradiție în domeniul forestier din Europa și toate aceste... Uh, eforturi au sprijinit apoi uh, elaborarea codului Silvic. Nu ne-am apucat însă de uh, lucru uh, până când nu am uh, elaborat un chestionar extrem de complex uh, care a fost uh, transmis către factorii interesați și și pe această care le mulțumim din nou că au fost alături de noi, au fost peste... Uh, 500 de ore care s-au cheltuit e, pentru a răspunde la aceste chestionare, ceea ce este foarte mult. Um, și pe baza acestor trei elemente, după cum vedeți, activitatea 2, activitatea 3 și activitatea 4, studiul legislației actuale, studiul codurilor silvice a, din țările cu tradiție în domeniul forestier și consultarea preliminară. Deci toate aceste trei elemente au stat la baza unei activități intense care s-a soldat cu uh, punerea, postarea pe site-ul proiectului, uh, pe care o să vi-l arăt imediat a primei schițe a uh, codului Silvic, undeva la finalul lunii aprilie. A urmat o nouă consultare, nu trebuie să facem confuzie. Consultările din cadrul proiectului nostru nu țin de transparența instituțională, ci sunt consultări tehnice ale grupului de experți care a vrut să vadă dacă uh, rezultatele dezbaterilor din grupurile de lucru sunt sau nu sunt acceptate, sau în ce măsură sunt acceptate de către factorii interesați. Odată încheiată această consultare, undeva în jurul datei de 15 mai, a urmat o activitate iarăși intensă în care uh, un grup de lucru mai mare, uh, cu participarea autorității centrale, de astăzi, a reprezentanților Ministerului, împreună cu experții noștri, am lucrat în continuare, preluând opiniile colectate în procesul de consultare uh, și s-a conturat proiectul noului cod silvic. Eu mă aștept ca acest proiect să fie uh, făcut public de către autoritate într-un timp de scurt, de scurt, de altfel el va fi găsit și pe, și pe site-ul nostru. Deci martie, aprilie, mai, iunie, patru luni de muncă, dar uh, activitatea efectivă de de lucru. A fost practic numai uh, începând din data de, să zicem, în 15 aprilie până undeva spre finalul mai, când prima schiță era deja conturată. Deci aprilie și mai, două luni în care am reușit să uh, propunem Ministerului un nou cod silvic, un proiect de cod silvic cu care, sigur, în continuare, Ministerul va vedea încotro se va îndrepta dacă, uh, și care vor fi căile uh, pentru adoptarea acestui cod nu mai depinde de, de consorțiu, uh, de echipa pe care am condus-o, ci sunt decizii care se găsesc probabil astăzi în analize pe masa uh, reprezentanților autorității uh, centrale responsabile. Uh, poate aici, undeva, uh, ca să înțeleagă colegii noștri complexitatea uh, lucrului, activitatea asta 5 a fost cea care a însemnat efectiv uh, scrierea pe hârtie, uh, pe foi goale. N-am plecat de la codul actual și încercând să facem modificări, ci am încercat să scriem un uh, nou cod silvic. Au fost. Uh, cinci grupuri de lucru evidențiate în partea de sus a diapozitivului cu verde și în cadrul fiecărui grup de lucru au existat raportori și colegi experți care s-au întâlnit în repetate rânduri online sau față în față și plecând de la analiza legislației românește, de la analiza Cadrul legislativ din țările cu tradiție în, domeniul domeniu din Europa și plecând și de la opiniile formulate de către participanții la prima consultare, au început să pregătească, practic să, să dezbat, au dezbătut, așa fel încât au rezultat chiar la nivel de articole, Chiar dacă, din perspectiva tehnicii legislative, primul rezultat al dezbaterilor nu era să zicem cea mai bună soluție tehnică. După dezbaterile pe domenii, pe care le vedeți acolo în etapa a patra, a urmat o armonizare în care am început să ne întâlnim reprezentanți din toate grupurile de lucru. Am început să creăm o structură a Codului Silvic. O parte veți vedea când Codul Silvic va fi public. Acest proiect va fi public. Este puțin diferită față de legislația actuală. Este mult mai clară. Articolele au denumiri, așa fel încât navigarea prin proiectul nostru de cod silic este mult mai facilă și apoi a devenit partea în care a trebuit să apelăm la ajutorul colegilor noștri. Au fost peste 12 experți juriști în cadrul echipei care au transpus rezultatele tehnice ale dezbaterilor din grupurile de lucru în limbaj juridic și eu am învățat cu ocazia asta foarte, foarte multe lucruri, e o diferență destul de mare și există o tehnică Specială de a prezenta anumite lucruri în, în, într-un cadru legislativ, într, -o legi, într un lege, într-un act normativ și fără ajutorul uh, colegilor juriști ar fi fost extrem de greu. Asta a fost munca foarte intensă. revin puțin la, la uh, calendar spunându-vă că în activitatea asta 5-6 a fost numai consorțiu implicat, ulterior însă în activitățile ulterioare, de după consultare, în cadrul echipei au fost inclus și colegii de la reprezentanții autorității centrale care au venit cu memoria instituțională și experiența lor în domeniul acesta reglementării domeniului forestier și finalul chiar și ieri, luni, am avut ultima întâlnire într-o echipă care a mai uh, uh, încercat să facă câteva, câteva elemente. Uh, o să fac un share screen uh, foarte scurt și cu, uh, cu site-ul. Uh, cred că îl găsesc, sper să-l găsesc. Cred că m-am încurcat un pic, dar o să mă descurc imediat. Da. Uh, am încercat uh, să facem din uh, proiectul nostru un proiect cât mai transparent și de aceea, practic, pe acest site uh, uh, găsiți toate. Este site-ul proiect.cotsilvic.ro pe care invit pe toată lumea să-l viziteze. Uh, în el găsiți toate elementele uh, proiectului nostru, începând de la context, obiective, activități, inclusiv menționarea tuturor membrilor echipei de proiect cu apartenența din cadrul echipei. Găsiți aici pe, pe colegii mei care au depus acest efort foarte mare. Găsiți, de asemenea, metodologia, tehnica prin care noi am încercat să ajungem la, la proiectul noului cod silvic, calendarul proiectului și, foarte important, aici, în această secțiune, resurse găsiți toate rezultatele proiectului de până la acest moment și probabil în zilele care urmează, funcție de mersul uh, avizărilor la nivelul autorității, veți găsi și ultimele rezultate ale proiectului. Vreau să atrag atenția mai ales asupra acestui raport, numărul 3, uh, reglementări silvice la nivel internațional. Găsiți acolo în uh, peste 300 de pagini o bază de date impresionante, o activitate impresionantă a colegilor mei în special domnul profesor Nicolescu și domnul profesor Nichiforel, unul de la Brașov, celălalt de la Suceava, care au analizat în detaliu cadrul legislativ, mai ales codul silvic, deci legea primară din peste 70, 17 țări. Sunt acolo în limba română concluziile acestei analize. Și mai ales o bază de date în care se poate naviga cu ușurință. Cred că este un instrument extrem de util. Avem și un proiect de cod silvic, aici raportul 5, prima schiță a proiectului, rezultat la sfârșitul lunii mai, care a fost supus consultării publice față de această schiță, care este singura publică la acest moment. S-a avansat mult pentru că au fost numeroase opinii ale colegilor noștri din sectorul forestier care bucurat să ne, ne, s-au bucurat să participe, să ne ajute cu opiniile lor. Opiniile lor au fost discutate o perioadă destul de lungă de timp, de aproape lună, și multe dintre ele se regăsesc, se vor regăsi în forma pe care o să o vedem în probabil câteva zile. Este și un, o secțiune de comunicare în care practic toate etapele proiectului sunt punctate uh, prin comunicate. Aici am mulțumesc și lui Mihai, uh, gazda din seara asta, una din gazdele din seara asta care uh, a fost și el uh, uh, alături de noi în cadrul proiectului, atât ca expert în domeniul silvic, cât și ca uh, și lui, uh, sprijin principal în această parte de, uh, de comunicare. Cam asta despre proiect. Am să închid aici. Cei care își doresc pot găsi o grămadă de alte, alte detalii pe, pe site-ul pe care tocmai l-am indicat proiect.cocillic.ru, și uh, invit, repet, pe toată lumea să vadă rezultatele, rezultatele muncii noastre. Și acum am să încerc, nu știu, să mă încadrez și în timpul pe care l-am stabilit, să vă, să vă spun câteva chestii. Încă de la început, noi am plecat de la ideea că o parte însemnată din codul silvic actual este și-a dovedit, să zic așa, eficacitatea în gestionarea sectorului forestier. De aceea, sunt multe lucruri pe care colegii din sector și cei din afara sectorului le vor regăsi în proiectul de cod silvic, care va fi, va fi public în câteva zile. Mă refer în principal, spre exemplu, la faptul că păstrăm ideea regimului silvic unitar. Chiar dacă există o serie de mici diferențe între uh, modul în care se este înțelesă aplicarea regimului silvic în funcție de dimensiunea proprietății, asta din considerente mai degrabă de natură operațională în ceea ce privește controlul și uh, știu eu, uh, implementarea activităților managementului silvic la aceste mici proprietăți, totuși regimul silvic în România rămâne un regim unitar cu toate costurile și cu toate eforturile pe care este un cost mare să aplici același sistem tuturor, pentru că autoritatea trebuie să, să, să aibă resurse, să, să implice resurse importante din punctul ăsta de vedere. De asemenea, o chestiune pe care ne-am bucurat să o păstrăm în cod, deși poate am fi vrut să o ducem într-o lege cu, cu valoare paralelă, dar ele, ele vor, vor, se vor menține. Și aici discutăm despre obligativitatea pazei fondului forestier. Suntem o țară cu o situație puțin aparte, cu o populație rurală însemnată, cu necesar mare de lemn de foc și cu niște practici care nu întotdeauna au fost cele mai bune. De aceea, necesitatea pazei fondului forestier este importantă. Codul, proiectul nostru de coțidic perpetuează ideea necesității efectorii pazei pe toată suprafața fondului forestier. Asta înseamnă că rămâne uh, obligativitatea tuturor proprietarilor, indiferent de dimensiunea proprietății, indiferent de natura lor, de a asigura paza uh, fondului forestier. Și aici intervin și cu acea idee. Iarăși noi propunem continuarea ei. Este vorba de alucarea bugetară pentru paza tuturor suprafețelor de pădure mai mici de, uh, a terenurilor forestiere mai mici de 30 de hectare de la bugetul de stat pentru că știm că acolo, ca urmare a legilor de restituire a proprietății, sunt numeroși proprietari care nu sunt neapărat extrem de preocupați de, 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 de pădurea lor și atunci statul și asumă să cheltuie bani, știu, sume importante pentru a putea să plătească ocoalilor silvice care efectuează paza suprafețelor respective sumele care, care le se cuvin. Un alt element foarte important este prezența în continuare și în proiectul noului Cod Silvic, la fel ca și în actualul Cod Silvic, ar acestui sistem de plăți pentru servicii ecosistemice, care a devenit deja vestit în România, și anume plățile pentru compensatorii pentru terenurile incluse în amenajamente la T1-T2. Nu vreau să fiu foarte tehnic, e vorba de compensarea unor funcții de protecție pe care anumite păduri private le au în România. Sunt sume însemnate, la fel pe care bugetul de stat și le, și le uh, își propune să le cheltuie în continuare sau mă rog, noi propunem prin codul civic să, să fie în continuare între în bugetul de stat alocate în direcția asta, așa fel încât proprietarii care uh, suferă pe plan financiar pentru faptul că nu pot utiliza anumite suprafețe de pădure în, uh, cu, aș, cu efect economic, uh, da, să poată să primească aceste, aceste compensații. Iarăși, mai am aici câteva lucruri. Sistemul actual de administrare a fondului forestier prin ocoale silvice este de asemenea o chestie care se perpetuează în proiectul noului consil. Fost, au fost, nu, nu neg, nu, nu ascund, au existat ideea liberalizării pro, profesiei de, de silvicultor și posibilitatea prestării unor servicii prin experți independenți. Discuțiile însă au mers în direcția în care se dorește păstrarea sistemului actual prin ocoale silvice din considerente limpezi legate de monitorizarea sistemului, de modul în care autoritatea poate să țină sub control modul în care se face managementul forestier. Deci, în continuare, cei care prestează servicii silvice în România, de pază, servicii tehnice, administrarea fondului forestier vor fi numai ocoalele silvice. Sistemul de amenajare a pădurilor, de planificare a managementului forestier este menținut în propunerea noastră de cod în proporție foarte însemnată, cu câteva modificări care nu sunt extraordinar de mari, câteva modificări punctuale. Și, de asemenea, am păstrat aproape neschimbat zona aceea integrității fondului forestier, ocupări temporare și scoateri. De terenuri din fondul forestier. Este o câteva articole uh, luate în bloc, care se aplică în România de peste 30 de ani, uh, care atestă o politică evidentă a statului de român de descurajare a utilizării uh, terenurilor din fond forestier pentru alte proiecte și care și-au dovedit uh, utilitatea. În continuare. Exceptând, dacă vreți, proiectele de utilitate publică la nivel național și județean, și discutăm aici despre infrastructura de transport a gazului, de uh, autostrăzi sau alte proiecte din acestea care. Uh, sunt absolut necesare dezvoltării economice a României, unde sunt câteva excepții în, cod, în propunerea de cod silvic. Restu în continuare, utilizarea spațiilor din fond forestier, ocuparea temporară a acestor, scoaterea spațiilor din fond forestier, este în continuare ca și până acum, sau propunem noi să fie în continuare ca și până acum, un proces dificil, laborios și costisitor care atestă în mod evident nu neapărat predilecția României pentru birocrație, ci o politică evidentă în a descuraja uh, proiecte de investiții care uh, să, să se desfășoare să, în detrimentul uh, uh, sau prin reducerea suprafeței uh, pădurilor din, din România. Cam astea ar fi punctele care, să zic eu așa, le consider ca fiind cele care uh, rămân uh, și în propunerea noastră de cod uh, cu mic schimbări? să zic așa, cu actualizări sau cu mici reglaje. Sunt însă, am o listă foarte lungă de, de, puncte noi, prin care o să trec încet, încet, încercând să trag așa un mic semnal sau dacă vreți să încerc să, să stârnesc curiozitatea colegilor, dar și a, celorlalți sau a specialiștilor din alte sectoare care relaționează cu sectorul forestier, încercarea de a știu eu, anticipa puțin ce o să fie public în câteva zile. Deci, codul propunerea noastră de cod silic vine cu o serie de clarificări în ceea ce privește terminologia. Noi avem o serie de, 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 suprapuneri sau de lipsă de suprapunere cu cadastru, cu cei care se ocupă de utilizarea, de folosința, destinațiile terenurilor și de aceea noi am încercat în, codul, în propunerea noastră de cod să venim cu niște clarificări, o descriere mai clară a terenurilor cu destinație forestieră, în scopul armonizării cu celelalte structuri care se ocupă de gospodarea teritoriului. Și am introdus cu această ocazie aici și noțiunea de folosință agrosilvică, anticipând necesitatea ca această ca mai degrabă oportunitatea ca cei care dețin, spre exemplu, pășuni împădurite sau terenuri pe care se găsește vegetație forestieră să poată beneficia de diverse tipuri de stimulente sau de compensații pe viitor. Astăzi și toată lumea știe lucrul ăsta. Există situații de astea nefirești în care. Pe, în anumite zone, cei care defrișează sau, să zic, elimină pădurea sau arborii sau arbuștii de pe anumite anumită special în zona pășunilor, primesc niște compensații. Da? Ori încercarea de a defini această folosință agrosilvică aduce puțină lumină în zona asta și creează o serie de oportunități importante. Încep să le iau la rând, deși nu sunt neapărat foarte legate între ele. Un element important în propunerea noastră este faptul că încercăm să creăm un instrument eficient care să exercite o urmărire a condițiilor de etică profesională și respectarea standardelor profesionale de către personal silvic. Știm și noi că există printre colegi o serie de, de, de colegi care nu întotdeauna înțeleg să-și respecte cele mai înalte standarde de, de, de etică și de. de standarde profesionale uh, și am propus crearea sau mai degrabă întărirea Consiliului Național al Silviculturii printr-o hotărâre de guvern și prin atribuirea unor uh, sarcini unui mandat care este legat inclusiv de uh, urmărirea modului în care se îndeplinesc standardele profesionale. După părerea mea, este un pas important înainte și este și un sprijin foarte important în ceea ce privește uh, sau pentru autoritate. Uh, urmează, probabil, ca uh, să fie emis o hotărâre de guvern în legătură cu, cu asta. O problemă reală și, după părerea mea personală, cauza celor mai multe dintre, dintre știu eu, dezinformările și atitudinea unor din din public față de sectorul forestier este aceea că sectorul nostru, autoritatea, noi toți, n-am reușit până la acest moment să prezentăm. Opiniei publice, un set de date foarte precis și asumat în ceea ce privește fondul forestier. În România există mai multe uh, entități care se ocupă de colectarea datelor, de procesarea și de raportarea lor și am ajuns în această situație dificilă în care datele pe care le raportează, pe de-o parte, Inventarul Forestier Național, pe partea cealaltă, sistemul de urmărire a materialului lemnos pe partea cealaltă, de Institutul Național de Statistică, să nu fie suficient de bine explicate, să nu fie suficient de bine înțelese de către publicul. Codul vine și spune că toate aceste date ar trebui colectate, raportate, procesate, validate într-un sistem unic, sub umbrela autorității, așa fel încât datele despre sectorul forestier, monitorizarea sectorului forestier să devină mai transparentă, datele respective să fie utilizate pentru luarea deciziilor. Asta este iarăși o noutate. Noi am propus în codul silvic crearea unei structuri distincte în cadrul autorității care să coordoneze colectarea, validarea și raportarea informațiilor efectuare la, la uh, sectorul silvic. Um, Legat de trasabilitate, și aici sunt o serie de noutăți, în codul silvic actual este aproape absentă această noțiune. Noi am introdus-o cu, cu, cu subiect și predicat în proiectul de cod silvic, atât sub aspectul provenienței, dar și cu aspectul întăririi sistemului acestuia de informațional integrat pentru, pentru trasabilitate. Funcțiile acestea sunt menționate astăzi, pe deosebire de codul actual. În proiectul nostru, spre deosebire de codul actual, în, în, în corpul codului, alături de o întărire a acestui sistem, vorbesc de sumal, deși codul nu îi spune așa. Sumalul este o. o, o o definiție care se dată printr-o legislație subsecventă, prin hotărâri de guvern, dar ele este întărit inclusiv prin faptul că uh, proiectul de cod silvic vine cu o uh, chestiune care încearcă să creeze transparență și claritate în ceea ce este proprietatea forestieră și anume Registrul Forestier Național care ar trebui să se împreuneze cu uh, Sistemul Național de Urmărire a Circulației Materialului Lemnos, care să dea și să dea o imagine completă a amplasării masele noastre, a modului în care se face exploatarea, a lor, mă refer la hărți, amenajamente, toate într-un sistem transparent care să permită o, o trasabilitate, începând de la exploatația forestieră, la proveniența geografică și uh, mai departe, până uh, când lemnul ajunge, ajunge în industrie. Uh, ce mai era? Mai sunt uh, codul, propunerea noastră de cod cuprinde foarte clar pe categorii de terenuri forestiere, de, de mărim, funcție de mărimea uh, proprietății forestere, care sunt obligațiile și drepturile proprietarilor privați. în câteva articole foarte clare. Propunerea noastră de cod silvic definește serviciile ecosistemice minimale și sisteme de finanțare care să permită finanțarea adiționalității. În zona asta, codul silvic actual are o serie de probleme pentru că, după cum știți, și proprietarii privați din România pierd o grămadă de bani pe, în zona aceasta a compensării funcțiilor pădurii datorită faptului că li se impune o serie de o de restricții destul de dure eh, prin legislație și de aceea, în absența adiționalității, ei nu pot beneficia de, de, fondurile respective. În acest context, eh, propunerea sau proiectul de cod Silvi consfințește o discuție lungă care încă nu s-a terminat și noi sperăm să continue și să se finalizeze mai devreme sau mai târziu, așa nume existența normelor tehnice alături de ghidurile de bune practici adică norme tehnice care să uh, cuprindă, uh, după cum le spune și numele norme, obligații ale uh, uh, celor care fac, gestionează uh, fondul forestier și ghiduri care să uh, uh, cuprindă îndrumări, dacă vreți. Bineînțeles, această definire a normelor și ghidurilor uh, se face într-un mod nuanțat în interiorul uh, propunerii noastre de cod, uh, cu introducerea acelor indicatori de stare ai pădurii, a indicatorilor de rezultate. Există un articol care se referă la acești indicatori ce urmează a fi preluați în normele tehnice și în ghidurile de bune practici și, de asemenea, asociază uh, acestui sistem norme-ghiduri un sistem de finanțare sau dacă vezi temeiul unui sistem de finanțare până ca el să fie implementat, mai urmează legislație subsecventă, decizii politice. Dar în principiu noi am creat acest temei prin care Normele sunt obligatorii, iar ghidurile se implementează prin stimulare. Adică, dacă un proprietar înțelege în mod voluntar să implementeze prevederile ghidurilor de bune practici, atunci ei primesc. Niște, niște, un sprijin financiar care stimulează astfel să meargă în direcția respectivă. Sau cum, cumva, cumva s-a creat în proiectul de cod temeiul pentru a trece de la, de la Băț la, la Morcov, ca să parafrazez nu, vechea zicală al pescătorilor de, de cai din, din, Marea Britanie, stick or carrot. Ceea ce este, din punctul nostru de vedere, un, un pas foarte important, Sigur, mai sunt mulți pași de făcut. Codul Silii, ca și legislație primară, ca și lege primară, nu poate să dea toate detaliile, ci noi am încercat să creăm temeiuri pentru viitoare dezvoltări în legi sau în hotărâri de guvern ulterior. Ce să mai spun? Treptul de preemțiune al statului la cumpărarea terenurilor din Fond Forestier Național este o prevedere care, după părerea noastră, lipsește din, din, legislația actuală. Statul ar trebui să poată să și să mărească proprietatea publică a statului asupra pădurilor, tocmai pentru a reduce aceste cheltuieli, care încep să fie din ce în ce mai mari pentru compensarea restricțiilor impuse proprietarilor privați. Limitarea fragmentării terenurilor din Fond Forestier Național este asta, O altă o chestie importantă pe care se va regăsi, sperăm noi, în, în următorul Consiliu. A, ah, uite, pe lista mea văd o chestie iarăși extrem de importantă, accesul pedestru în pădure. La codul... Au fost foarte multe dezbate, deși din perspectiva multor silvicultori nu este o chestiune neapărat extraordinar de importantă sau nu este centrală în preocupările noastre, dar totuși au existat foarte multe dezbatere aici și rezultanta se îndreaptă către ideea că accesul pedestru în fondul forestier ar trebui să fie liber. Um, sigur, um, cel puțin în proprietatea publică a statului. Uh... Am convingerea că autoritatea va prelua această propunere a noastră. Vedem însă, în ceea ce privește accesul în fondul de proprietate privată, sunt o serie de elemente legislative care nu țin de sectorul forestier și țin mai degrabă de reglementarea proprietății și a modului în care fiecare înțelege să-și folosească dreptul de proprietate, unde trebuie să create niște nuanțe. Dar, în principiu, sunt modificări importante aici, așa anume aceea că dacă proprietarul nu-și nu -și manifestă în mod vizibil dorința ca proprietatea lui să nu fie vizitată de turiști sau de călători sau de, ce știu eu, de iubitori de natură, trebuie să facă lucrul acesta public și vizibil. Altfel, în principiu, accesul pe destul poate fi, poate fi permis. Ah, ce să, despre ce să mai vorbim? Ah, o secțiune extrem de importantă, care în vechiul sau în actualul cod sindic are doar câteva articole, mm. e bine, partea de conservare a biodiversității în propunerea noastră de cod sindic a devenit consistent, A devenit solidă, tocmai uh, arătând că sectorul, uh, experții care au participat la proiect, autoritatea centrală, sunt din ce în ce mai preocupați de acest aspect. Și de aceea, chiar dacă sectorul silvic nu este neapărat cel care reglementează zona de conservare a biodiversității, avem acolo partea de protecție a mediului, uh, sunt în același minister, desigur, dar este vorba de, să zicem așa, sectoare adiacente, dar separate. Totuși, e, proiectul noului cod silvic este o declarație limpede de intenția sectorului forestier de a participa cu toată puterea la efortul de conservare a biodiversității. Sunt câteva elemente foarte importante pe care sunt formele și modalitățile de conservare a biodiversității din Fondul Forestier Național, temei importante pentru proiecte viitoare care sunt uh, scrise în proiectul de cod silvic. De asemenea, există temeiuri legale aici, în propunerea noastră de cod privind instituirea sistemelor de stimulare sau de compensare a măsurilor pentru conservarea biodiversității habitatelor forestiere. Se definesc ecosistemele cu valoare ridicată de conservare, iarăși cu, cu liniuță, cu toate, sunt menționate acolo cele mai importante ecosisteme cu valoare ridicată și se instituie catalogul național al acestor ecosisteme cu valoare ridicată de conservare strict protejate și care include, sigur, și pădurile virgine, un pas foarte important, după părerea mea. este Acest temei legal, din perspectiva asta, este foarte, foarte important. Și un aspect important care, iarăși, a ridicat discuții importante sau, să zic așa, intense, a fost acela al comunităților locale dependente de pădure din zonarilor protejate unde știm foarte bine că sunt România, iarăși, datorită acestei specificități legate de, de spațiul rural, de, a comunităților, care au trăit dintotdeauna într-o foarte strânsă legătură cu pădurea. Astăzi discutăm despre niște restricții în utilizarea fondului forestier. Ei bine, aceste comunități strict dependente de pădure din zona lor protejate n-ar trebui să pice sub incidența acestor restricții, mai ales dacă ele depind critic de produsele pe care le furnizează pădurea. Ei bine, acest aspect este, să zic așa, reglementat pentru prima oară în România în codul silvic, prin introducerea acestei noțiuni de comunitate strict dependentă de pădure, ceea ce iarăși mi se pare un pas important și care creează iarăși un temei pentru viitoare dezvoltări legislative care vor permite implicarea acestor comunități în luarea deciziilor uh, privitoare la managementul forestier și uh, necesitatea ca uh, să se găsească mecanisme prin care comunitatea, această dependență a comunității uh, să, fie, să fie, satisfăcută. Uh, un aspect foarte important și cred că unul dintre cele mai mari modificări pe care, cu care proiectul de coțul vine este paza. Noi în România folosim un sistem puțin anacronic de pază, eficient în felul lui, dar în care pădurarul cu pălărie verde, cu pușcă în spate, cu piept în la pălărie, este cel care poartă greul luptei acesteia cu, cu tăierile ilegale, cu tăierile în delit. În condițiile în care, după cum știm cu toții bine, practic România este una din ultimile țări care folosește acest sistem. Astăzi discutăm de imagini satelitare, discutăm de camere care pot surprinde mișcarea, discutăm de tot felul de dezvoltări tehnologice care ar permite eficiență mai mare în desfășurarea acestor, acestei paze. De aceea, codul silvic, propunerea noastră de cod silvic vine cu, fără să introducă obligativități, Vine cu uh, crearea oportunității ca să uh, se eficientizeze acest sistem de pas. În sensul următor, dacă sunt o care vor să rămână uh, la acest sistem actual, pot să o facă. Dacă sunt o care uh, vor să adopte sistem moderne, inclusiv cu, cu elemente tehnologice noi, cu camere de la vedere, cu camere de filmare, cu patrule active, uh, cu uh, uh, camere de termoviziune, ele pot să o facă. Da? De aceea, asta este o schimbare importantă. Aici ne-am consultat mult și cu administratorii de păduri, inclusiv cu cel mai mare administrator de păduri din România, Regia Națională a Pădurilor și acolo există o tendință și o discuție intensă în ultima perioadă de timp legat de încercarea de a eficientiza această activitate de pază prin schimbarea, prin adoptarea acestor tehnologii moderne. De altfel, și în PNRR există, după cum bine știți, un, un, o secțiune destul de importantă în care statul achiziționează și urmează să folosească sisteme moderne pentru pază. Uh, deci, Astea au fost și ultimele discuții. Probabil trecerea este destul de, 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 schimbarea este destul de mare, de aceea ea nu se va produce probabil peste noapte, ci va exista o, o perioadă tampon în care se vor face și niște încercări pilot. Asta este abordarea pe care am prezentat-o noi, așa fel încât dacă va exista o trecere în domeniul ăsta către altceva, ea se facă într-un mod cât mai, cât mai, cât mai lin și cât mai, cum să spun eu, fundamentat, ca să zic așa. Închei, ducându-mă în zona asta în care, iarăși, codul silvic actual nu are foarte multe prevedere în ceea ce privește exploatarea masele noastre, a lemnului, în ceea ce privește exploata, marcarea arborilor. e bine, venim cu, și aici cu o serie de elemente în noi. În primul rând că este introdusă, vă spuneam, proveniența, așa, în direcția în care merge legislația europeană și codul, propunerea noastră de cod introduce proveniența geografică. Și apoi introduce și o serie de posibilități noi, de evoluție, iarăși, de progres tehnologic. Discutăm despre introducerea posibilității de a folosi și alte sisteme de marcare decât cele clasice. Sigur, cu aprobarea autorității în diverse, în anumite situații introduce și posibilitatea de a realiza măsurarea masei lemnoase sau materialelor noastre prin alte modalități decât clupa, descărcarea arborilor și așa mai departe. Iarăși elemente mult discutate în cadrul sectorului și care era momentul să fie uh, reglate. Evident că uh, codul silvic nu le reglează până la capăt pentru că nu e menirea lui să facă lucrul ăsta, dar creează temei uh, autorității pentru ca ulterior prin acte subsecvente de tipul ordinului de ministru sau hotărârilor de cuvânt să se meargă în partea asta. Da, și mai era ceva? Încerc să mă încadrez în 45 de minute partea de infracțiuni. Iarăși foarte mare atenție din partea publicului în zona asta. Au fost discuții foarte mari. Codul, codul actual presupune sau implică, poate dintr-un exces de zel, cred, orice fel de extragere de lem din pădure este infracțiune. La prima vedere, lucrurile sunt corecte așa. În România există percepția aceasta a unei infracționalități ridicate în domeniul forestier și atunci, cu cât legea este mai aspră, cu atâta te aștepți ca fenomenul respectiv să scadă sau să poată fi ținut în control. În echipa de lucru au fost invitați procurori, reprezentanți ai Ministerului Public, oameni din zona DGPR, care se ocupă efectiv de constatarea, de instrumentarea dosarelor penale și uh, ne-am fost pus în situația în care a trebuit să constatăm că asprimea unei pedepse, uh, care însă nu se aplică, este mai puțin eficiență decât o pedeapsă mai puțin astfel, dar care e sigur. Sunt peste 40.000 de dosare în România astăzi care blochează instanțe în numeroase locuri din țară cu infracțiuni care se referă la cantități de lemn de 0,1, 0,2, metri cub, care Ajung foarte greu pe masa judecătorilor, pentru că durează foarte mult instrumentare. Instrumentare să face în teren, cu măsurători, cu cioate și așa mai departe, colegii noștri știu treaba asta. Iar, în, în foarte, foarte multe situații, pericolul social care ar trebui să, să determine instanța să hotărească că respectiva faptă este o infracțiune, nu există sau nu este identificat de către judecător. De aceea, codul propunerea de cod silvic vine și încearcă să facă o reglare aici. Cu, trimițând către legea contravențiilor în mărirea amenzilor de acolo, rămâne în zona de infracționalitate numai peste pragul, uh, un anumit prag. Noi l-am stabilit la, 10, la valoarea 10 metri cubi. Uh, de aici încolo încep infracțiunile. Uh, cel puțin infracțiunile vechi, care erau și în codul actual, care sunt și în codul actual, aceea de tăiere de arbore, de furt de arbore, și așa mai departe. Ce aduce nou proiectul de cod Silvic? Claritate și câteva elemente noi și extrem de dure în domeniul trasabilității, a transportului masele noastre, care iarăși lipsesc din codul Silvic actual și, iarăși, foarte important, din punctul meu de vedere cel puțin, pedepse de tip infracțional pentru falsul în acte, în special în domeniul evaluării masele și în domeniul transportului masă. De Știm cu toții că în foarte multe situații, problemele astea legate de, de tăierile ilegale nu sunt cele determinate de furt un delict pentru lemn de foc sau pentru nevoi, știu eu, la nivelul comunităților locale, ci mai degrabă de, știu eu, acoperirea cu acte a unor tăieri cu intensități mult mai mari. Ei bine, codul, proiectul de cod silvic vine cu o infracțiune în zona asta, cu definirea unei infracțiuni în zona asta, caracter de noutate absolută, care, de asemenea, a incitat numeroase discuții. Ele au avut sprijinul colegilor din zona de Procuratură, a Ministerului Public și a celor de la autoritate. Sperăm ca pe parcurs să se rafineze modul în care a fost formulat acest lucru, așa fel încât să, să, meargă, să mergem înainte. Pentru sprijinul celor din zona asta a infracționalității, a contravențiilor, sunt introduse și clarificări cu privire la măsurile asiguratorii, ale confiscării, metode expeditive de măsurare și e, posibilitatea folosirii altor metode pentru, pentru măsurarea e, cel puțin în zona transportului de masele noastre. Mai sunt pe lista mea o serie de elemente de noutate în proiectul noului Col Silvic le-am menționat pe cele pe care le cred eu foarte importante, e o listă lungă, sunt schimbări importante. Sunt schimbări importante. Ce n-am reușit este să facem un cod mai, mai suplu, pentru că sunt încă, el este mai scurt ca și, ca și, uh, întindere decât cel actual, sau propunerea noastră e mai scurtă. Uh, au rămas însă elementele acelea legate de integritatea fondului forestier, modul de calcul a plății pentru cele 30 și pentru paza pădurilor sub 30 de hectare, precum și pagubele, calculul prejudiciilor și a pagurilor, au rămas în lege din considerente operaționale. Colegii la minister ne-au lămurit și pe noi că a adoptat 3-4 legi odată este mai dificil și atunci am încercat să le punem pe toate sub aceeași pălărie. De aceea este încă un cod silvic destul de voluminos. Aceia însă care îl vor analiza vor vedea că este mult mai bine structurat decât codul actual. Aici, repet, ne-au ajutat foarte mult discuțiile care au fost între grupurile de lucru și fiecare poate găsi mai ușor ceea ce are nevoie din, din proiectul nostru de cod civil. Cam atât, cred că am reușit să mă încadrez în cele 45 de minute cum mi-am propus și am făcut un inventar destul de rapid. În următoarea perioadă, lucrurile cred că vor, se vor precipita un pic, în sensul că mă aștept ca odată cu încheierea contractului. Ministerul să facă publică proiectul de nou coțil, Mai ales că în ultima etapă, cel puțin el a fost modificat și, să zic așa, finisat, ajustat împreună cu reprezentanții autorității locale. Vom pune și noi pe pe, pe site, probabil o variantă care este foarte aproape de cea de final. Funcție de cum merg avizările la minister. Și sunt invit în încheiere pe toți cei care, care sunt interesați să privească, să urmărească aceste documente care se vor, vor deveni publice și să urmărească de ce nu și modul în care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și nu numai pentru că proiectul de cod silvic, adoptarea unei legi de asemenea importanță nu depinde numai de autoritate, ci depinde și de procesul, de dezbateri, Știu eu, există un aport foarte important și al, al legislativului în zona respectivă. Invit pe toată lumea să urmărească procesul, pentru că până acum a fost un proces transparent, este un proces care încearcă să incorporeze pozițiile factorilor interesați, atât a celor din sector cât și a celor din afară. Ne-am bucurat de un interes foarte mare din partea lor, sunt convins că el a rămas acolo, de aceea îndemnul meu, sunt convins și că îndemnul meu de a urmări în continuare procesul nu va fi fără urmări. Mulțumesc frumos! Dacă, sunt, dacă aveți întrebări sau dacă credeți că ar mai putea să vezi cu ceva precizări, sunt gata să o fac. Mulțumim mult, Bogdan! Sunt mai multe întrebări și comentarii pe pagina noastră de Facebook. Nu o să-i dau citire primuia în ordine cronologică, pentru că pare că domnul Aurel Bolovan nu a înțeles care este rolul acestei prezentări și cu atât mai mult care a fost rolul proiectului Consorțiului dintre cele două facultăți și Institutul Etalon. Și țin să precizez, să întăresc ideea pe care și tu ai menționat-o, Bogdan, în debut, că acest consorțiu din Facultățile de Silvicultură de la Brașov și Suceava și Institutul de Cercetă Cercetări Silvice Etalon din România au avut menirea de a produce un proiect de coțilui. De aici încolo, este treaba autorităților de a-l șlefui și de a-l adopta. Și când zic autorități, după cum ai menționat și tu în primul rând Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, dar să nu uităm și de Parlament cu toate comisiile de specialitate din cele două camere. Și, pornind la această precizare, aș da, voi da citire tuturor comentariilor și întrebărilor din această perspectivă, adică din perspectiva echipei, sau mă rog, din liderul echipei care a coordonat-o. Și o să încep cu prima, a domnului George Optim. Sunt șase comentarii, întrebări, zic eu, toate relevante pentru discuția noastră. Spune așa, un Consiliu pentru verificarea informațiilor prezentate de ONG-urile de mediu. De ce nu ați propus? Eu aș extrapola puțin întrebarea și aș merge și către informațiile apărute în mass media. Atât scrisă, TV, social media și multe altele. Da, mi se pare repet o re o întrebare foarte relevantă. Cred aici că și am repet puțin ce am spus. În România sunt foarte multe instituții care colectează date despre sectorul forestier care le procesează și care le dau le fac publice pe bani publici, majoritatea acestor. Și discutăm, în primul rând, despre Inventarul Forestier Național, apoi discutăm despre Institutul Național de Statistică, sunt foarte multe date care sunt colectate de administratorii de fond forestier, de gărzile forestiere. Sumalul, sistemul de urmărire, colectează o cantitate foarte mare de informații. Nu cred că există țară în Europa care să colecteze mai multe date decât noi în această fază, deci suntem mai mult decât acoperiți. Ce urmează însă după aceea este faptul că fiecare din aceste entități uh, procesează datele respective în mod independent, uh, le raportează în mod independent și nu există o corelare a informațiilor care ajung dincolo, din public, din, în legătură cu sectorul forestier și nicio explicare exactă a ceea ce se întâmplă. De aceea, propunerea noastră pe care Ministerul a, a, a privit-o, cu, o privește cu, cu, cu deschidere, este aceea creierii unei structuri în interiorul Ministerului, care să preia aceste informații și să le, să le adopte într-un mod responsabil, nu? să le prezinte într-un mod responsabil către publicul larg, așa fel încât să se facă o delimitare foarte clară între informația asumată de autoritate, colectată pe bază de proceduri și metode clare, Explicată de către autoritate și informația care este produsă de către alte surse neautorizate din zona, dacă vreți, a societății civile sau din alte zone. Această diferențiere va putea să, să legleze, dacă vreți, informațiile. Dar până atunci, autoritatea este, după părerea mea, obligată să facă acest efort de a clarifica sursele de date, metodologiile, validarea și de a explica date publice despre sectorul forestier, mai ales că, repet, suntem într-o situație fericită, sunt multe autorități publice, instituții, entități publice care corectează date. Numai că nu există un sistem de coordonare, de, de validare a lor, de explicare și de uh, raportare către public într-un mod profesionist. Și noi propunem da, această nu. structură în cadrul autorității. Da. Cred că cu toții ne dorim o structură care să vină să explice fake news-ul că ne dispar podurile cu 3 hectare pe oră, spre exemplu. Absolut, absolut, adică o raportare clară din partea autorității, rezultată prin coordonarea acestui proces de colectare și procesare a datelor ar crea o limită foarte clară între ceea ce este adevărat și ceea ce nu este. Astăzi lucrurile se împletesc, lumea fiind, de, fiind de neclară, treaba fiecare preia informații pe care le raportează diferite instituții, le interpretează în diverse feluri și se creează acest, acest știu eu, această zonă în care nu mai știi ce este adevărat, ce nu este adevărat, ce este interpretat, ce nu este interpretat și de cine și așa mai departe. Și aici cred că autoritatea trebuie să-și asume lucrul ăsta, deși știu că nu e ușor, dar a, proiectul nostru de cod creează temeiul, creează această structură. Spune, domnule, autoritatea își va crea o structură care te se ocupe de treaba asta cu, cu, cu precădere. Urmează două întrebări corelate pe subiectul sumalului. Sigur, din punctul meu de vedere, nu face obiectul discuției din seara asta, dar poate merită să le comentăm. De ce nu există mai multe aplicații tip sumal care să respecte legislația națională? De ce toate informațiile din sumal nu sunt disponibile celor care introduc aceste informații? Uh, sumalul este un sistem care este reglementat printr-o hotărâre de guvern. Deci, este reglementat printr-un act normativ care se găsește sub codul SILVI. Noi nu am menționat cuvântul sumal în cod, ci am folosit un sistem, un, un, o, o sintagmă care codul ăsta, trebuie ar trebui să mai se schimbe în fiecare an, ci ar trebui să rămână pentru o perioadă mai lungă de timp. Dacă guvernul hotărăște să adopte un alt sistem care să-l cheme altfel decât sumal sau să ar trebui să trebuiască să schimbe și codul pentru asta. De aceea, noi nu am băgat foarte multe elemente în cod și numai elementele esențiale. Care sunt atribuțiile esențiale ale unui astfel de sistem? Transparența este printre ele. Veți găsi Transparența ca element în, în cadrul uh, codului, în ceea ce este sistemul de urmărire a circulației materialelor. Acum, ca opinie personală, cred că cu cât mai transparent este sumalul, cu atât mai bine, mai ales că noi nu avem o balanță a lemnului în România, la momentul ăsta. El furnizează foarte multe date, uh, s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă de timp. Uh, pe de altă parte, există însă și o serie de elemente de natură comercială care să ne înțelegem și pe agenții economici din, din sector. Ei se găsesc într-o competiție destul de acerbă între ei și nu își doresc ca toată lumea să știe despre modul în care își derulează contractele comerciale fiecare. Atunci am denatura concurența comercială de pe piață pe care nu o dorim. De aceea limita, există o anumită limită în acestei transparențe care probabil că la se referă interlocutorul nostru, cel care ne-a pus întrebarea, dacă am înțeles eu bine. Urmează două întrebări care au de face cu proprietatea forestieră și implicit amenajamentul sau amenajarea pădurilor din proprietate privată. Și anume, sunt proprietar de pădure. Cu ce sunt diferit față de un proprietar de teren agricol? De ce trebuie să fac 5 drumuri la o structură silvică pentru a beneficia de produsele mele? Iar Bogdan o invitați la un comentariu din perspectivă personală, te rog. Da, um, codul silvic uh, încearcă să producă o serie de clarificări în domeniul ăsta, în sensul că uh, propunerea noastră de cod conține o serie de uh, clarificări. Sunt enunțate unul după altul, trebuie să mai caute un proprietar în tot codul silvic și în 70 de legi subsecvente. Toate obligațiile și drepturile proprietarului sunt enunțate în propunerea noastră de cod într-un singur loc. Da, e adevărat că un proprietar are mai multe obligații de pădure decât un proprietar de teren agricol. Acea răspunsul e destul de simplu, pentru faptul că pădurea, indiferent de cine este proprietar, are așa numitele externalități pozitive, are funcții uh, care, de care beneficiază nu numai proprietari, ci și noi toți ceilalți. De aici și ideea aceasta că societatea, în mod normal, și nu este un caz unic în România, impune o serie de restricții proprietarului de pădure, care evident sunt mai ridicate decât proprietarul în terenul agricol, pentru că și funcțiile pădurii de pe urma cărora beneficiază societatea, sunt mai multe și mai complexe decât funcțiile unui teren agricol. Uh, și proprietarii de pădure uh, simt, evident, că asta îi lezează și că n-ar trebui să aibă aceste restricții. Uh, restricțiile astea sunt firești, după părerea mea. Tot firească, însă, este și compensarea acestor restricții. Adică dacă noi, restul societății, beneficiem de niște efecte pozitive ale prezenței pădurii respective acolo, care face pe, ca proprietarul să aibă niște pierderi de natură financiară sau de alt tip drumurile pe care dorește să le facă sau trebuie să le facă, da? atunci și societatea trebuie să vină și să compenseze aceste restricții. Domnul care sau doamna care a făcut a pus această întrebare. O invit sau îl invit să citească prevederile proiectului nostru de cod și să vadă acolo că noi încercăm să definim așa-numitele servicii ecosistemice minimale, adică acele servicii care nu vor fi compensate și tot ce înseamnă în plus ar trebui ca statul să găsească soluții, să compenseze. Facem o paralelă, dacă vreți, și cu zona de construcții. Da? Eu locuiesc în brașov. Dacă aș avea, dar nu am, că a devenit aproape prohibitiv să cumperi uh, o casă sau un imobil în, în centrul brașovului uh, pentru ca să pot modifica o clădire sau ca să pot să o construiesc, sau sunt reguli foarte stricte. Inclusiv panta de la acoperiș este reglementată prin lege. De ce? E proprietatea mea, până la urmă, nu? Ar trebui să pot să construiesc ce vreau eu pe ea. De ce? Pentru că restul societății beneficiază de o serie de elemente, nu? sau ar putea suferi de pe urma unei clădiri ulute pe care aș putea eu să o construiesc. Din perspectiva asta ar trebui să privească și proprietarul de pădure știu eu, această libertate în ceea ce privește utilizarea lui. Deci ar trebui să... restricțiile sunt firești până la un punct, ele nu pot fi compensate. De la un anumit punct ar trebui să poată fi compensate. Același domn George Optim, proprietar de pădure, amenajamentul plătit din banii mei. De ce trebuie făcut public? Să plătească statul realizarea acestuia și atunci poate să impună condiții privind publicitatea. Iar un... cred, că, cred că răspunsul se îndreaptă către în același, aceeași zonă. Pentru că pădurea pe care o deține dânsul este o idee de importanță publică mare. Da. Și, uh, deși statul, multă, o lungă perioadă de timp, nu a vrut ca aceste amenajamente să fie publice, atât pentru pădurile statului, cât și pentru pădurile uh, proprietate privată, uh, au existat dezbatere în instanță și instanța a hotărât că aceste date trebuie să fie publice. Nu vreau să comentez mai mult. În o întrebare, apropo de Pază. Și care este structura și care structură din România vreți să facă paza? Cine va răspunde patrimonial? E o întrebare. Răspunderea patrimonială nu este specifică sectorului silvic. Codul nostru, propunerea noastră de cod îndreaptă către codul muncii. Este o relație de muncă și eu răspund patrimonial la servici pentru calculatorul, birou și elementele pe care le am acolo. N-ar trebui să plătesc dacă în absența mea de la servici, cineva intră pe geam și fură calculator. Da? În ceea ce este structurile care trebuie De aceea, de aceea, răspunderea patrimonială, la modul în care s-a aplicat ea până acum câțiva ani, indiferent acel program flexibil al pădurarului, da? nu trebuie înțeleasă la modul în care a fost înțeleasă până, până la momentul respectiv. Prevederile actuale acelea potrivit cărora pădurarul care sau cel care răspunde de pază și care uh, notifică în scris șeful de ocol uh, la apariția unor pagube. Uh, și în felul ăsta este exonerat de răspunderea patrimonială pentru acele, acele pagube, corespunde legislației muncii și noi am propus menținerea acestor elemente. Asta referitor la răspunderea patrimonială. În ceea ce privește structurile care fac pază, asta este o schimbare importantă în cod. Repet, încă, încă cred că mai poate fi îmbunătățit prevederile, mai ales având în vedere noutatea lor. Codul nu vrea să facă vreo modificare peste noapte, ci pur și simplu vrea să creeze posibilitatea ca anumite structuri de administrare, dacă își doresc, să nu mai facă pază organizată pe sistemul actual, cantoane districte, ci să folosească alte sisteme de tipul patrulărilor, patrulelor mobile, a camerelor de luat vederi, a, a altor, altor elemente. Nu vreau să le menționez acum, pentru că nici codul nu o face. Da? Nu este însă obligată structura respectivă, prin prevederile actualului cod, să facă aceste modificări peste noapte. Mai precis, fiecare încercăm să, să, descongestionăm, să flexibilizăm puțin, având în vedere multitudinea de situații care există în domeniul pazi. Eu am lucrat foarte mult în zona de câmpie, în regia națională a pădurilor și paza era pentru noi o problemă reală. Da? Era o, cantoane cu 16 trupuri de pădure și 5 sate de jur împrejur, organizăm patrule noaptea ca să ne ajutăm pădurare din districtul pe care o conducem și așa mai departe. Sunt și zone la munte în care 5 cantoane, toate între ele sunt în singur drum. Da? Aceste situații extrem de diverse după părerea noastră necesită abordări diverse. De unde și flexibilitatea pe care încercăm să o introducem în prevederile proiectului noului colțilic? Au fost multe discuții pe tema asta cu autoritatea. Și un ultim îndemn, comentariu tot de la domnul George Optim. Eliminați apv urile prima punere în piață să fie în depozit. Depozit primar, secundar. Iarăși, APV-ul, noțiunea de APV nu este în cod. Nu, era nici, nu este nici în codul actual. Noi nu am propus existența acestei noțiuni de APV nici în propunerea noastră de cod. Sunt de acord cu ceea ce spune dânsul. Apv Codul APV-ul este instaurat ca un fel de Dumnezeu al, al originii lemnului în România prin hotărârea de guvern privitoare la suma, ca să, scurtăm, ca să scurtăm discuția. Acolo ar trebui făcut o modificare în acest sens. Și sigur, APV-ul trebuie să fie înțeles ca ceea ce este. Este un act extrem de necesar fără de care organizarea procesului de exploatare a maselei noastre, a lemnului, este aproape imposibil dar este o estimare. Nimic mai mult. Ce face propunerea noastră de cod silvic este să pună accentul pe, pe această, la fel ca și în restul Europei, pe proveniența, prima proveniență sau singura, în legislația europeană este o singură proveniență. Locul geografic de unde provine lemnul. În sumalul nostru, nu știu că sunt 12, 13, depozit și așa mai departe. Și tot în, în cadrul proiectului Noului Cod Silvic se încearcă pe undeva, uh, colegul sau cel care a, întrebat, a, a adresat întrebarea va regăsi aceste elemente în proiectul Codului Silvic, uh, intenția de a concentra uh, efortul, ceea ce este trasabilitatea, în zona dintre pădure și prima uh, transformare a lemnului. Adică exact în zona în care se face prima punere pe piață. Detaliile însă vor fi probabil la nivelul hotărârii de guvern și nu, nu în codul SILIC. Codul SILIC înseamnă să cre încearcă să creeze temei pentru această preocupare. A fost multe discuții și, într-adevăr, mulți au fost de acord că. Alergătura asta prin toată țara, după toate chibritele și toate lemnele și ignorarea zonei dintre pădure până la primul depozit sau până la prima transformare, nu este o chestiune care sprijină realizarea unei trasabilități reale și că efortul ar trebui concentrat în zona respectivă. Pădure, prima transformare a lemnului o următoare întrebare de la domnul Florin Drug. A mai rămas ca și infracțiune nedeclararea prejudiciilor de exploatare în termen de 5 zile? Nu. Următoare... Am răspuns foarte simplu. Da. În, nu vreau să pară. În propunerea de pe, de pe site, într-adevăr, era această, această prevedere. În ultima variantă pe care am lucrat chiar ieri și pe care o vom înainta Ministerului această um, infracțiune nefirească, nefirească, a dispărut. Urmează o serie de întrebări și comentarii de la domnul Valentin Popa. Să încep cu prima. De ce ați eliminat cooperativele forestere de grad 2, atât din organizarea proprietarilor de pădure, cât și din forma de organizare ocoarelor silvice de regim? Uh, pentru că uh, și aici a fost mai degrabă o solicitare expresă din partea autorității care încearcă să uh, își ușureze demersul de a uh, controla, de a monitoriza activitatea acestor, uh, acestor uh, uh, ocoale silvice de regim. Modificarea sau modul în care erau ele tratate în varianta de cod care se găsește pe site a fost însă modificată, în sensul că sunt permise astăzi sau în propunerea, în ultima propunere. Există posibilitatea ca o coale silvice organizate ca ONG-uri sau ca uh, cooperative să poată să funcționeze. Nu am acum toate detaliile în față, dar acolo acel articol a, a incitat multe discuții și au fost foarte multe poziții în consultarea publică care ne-au spus că uh, formularea pe care am propus-o sau am supus-o cu o dezbatere publică inițială ar trebui uh, îmbunătățită și a fost uh, semnificativ uh, schimbată. Așa încât invit pe domnul Vali Popa să se uite atent când o să apară chestia aia și să participe în continuare dacă doleanțele dânsului sau opiniile dânsului nu au fost sau nu, n-am reușit să surprindem exact uh, cum ar trebui să fie lucrurile, să uh, continue dialogul cu noi și cu autoritatea uh, pentru ca să obținem din zona respectivă cea mai bună formulare în uh, cadrul articolului din codul sindical domnul Valentin Popa întreabă este normal ca un SRL să exercite funcția de autoritate de stat explicit să poată de amenzi? Uh, nu știu dacă e normal sau nu, dar este un, uh, este un, un proces sau un, un lucru care nu se întâmplă numai la noi. Da? Uh, sau numai la noi în sectorul silvic. Există și alte zone ale uh, administrației unde calitatea asta de agent constatator este transferată din autoritatea publică a statului către firme sau către alte uh, entități. Uh, discuția este mult mai lungă și domnul Valentin Popa cunoaște lucrul ăsta. România este, practic, ultimul stat din Uniunea în care pădurarii, angajații ocoalor silvice, personalul silvic cu atribuții de pază, are autoritatea, uh, are atribuții de autoritate în sensul că este agent constatator pentru contravenții și infracțiuni. Este singura țară. Da? După cum vă spuneam, noi am păstrat sistemul actual de pază. Iar acest... Uh, uh, și Dezbatele au mers în direcția în care pădurare din România, indiferent căror structură aparțin, uh, au această atribuție de agenți constatatori, de paznici, care nu sunt numai paznici, ci sunt și polițiști, în sensul că ei pot să aplice amenzi. Repet, suntem ultima țară din Uniunea Europeană care face treaba asta. Nu o spun neapărat în sens rău, dar pentru că trebuie să ne gândim și la o serie de situații particulare care se găsesc în România, o tradiție foarte lungă din punctul ăsta de vedere, faptul că alte organe ale statului, cum ar fi poliția sau jandarmeria, nu sunt chiar foarte pregătiți să facă față dacă mâine ar prelua toate aceste sarcini din, din sarcina pădurarilor. Deci, da, cunosc discuția pe care o aduce în față domnul Valentin Popa. Um, nu știu dacă e firesc sau nu, dar este un mod prin care autoritatea statului uh, transferă o serie de atribuții către personalul silvic, indiferent dacă personalul ăsta silvic este la o silvice care aparține regiei naționale a pădurilor, unităților administrativ-teritoriale sau silvice, celorlalte ocoale silvice de regi. Bogdan, în final nu îmi rămâne decât să preiau mulțumirile și felicitările de pe pagina noastră de Facebook și să ți le transmit. Inclusiv, în mod special, mulțumirile a domnului George Optim, cel cu șase seturi de întrebări foarte bine punctate și, din punctul meu de vedere, subiecte de interes. Numai puțin, domnul Popa, ultima întrebare. Când vom mai avea oportunitatea ca profesia noastră să devină una liberală? Uh, greu de spus când vom avea, repet, domnul Valentin Popa știe lucrul ăsta, acolo au fost discuții pe tema asta. Cred că nu, și eu sunt, eu personal cred că profesia de silicultor este liberal. Eu văd și repet, este o opinie personală, ea nu este în proiectul de Cosili, uh, care menține uh, zona aceasta a serviciilor silvice numai în cadrul lucrurilor silvice. Uh, mi se pare puțin nefiresc dacă eu am o pădure a mea, să nu pot să fiu inginer silvic profesor la o facultate de silvicultură din, din, România și să nu pot să uh, îmi fac managementul forestier la mine în pădure singur. Uh, când vom mai avea ocazia, nu știu dacă se va întâmpla curând. Uh, cred că atunci când uh, se, se, lucrul ăsta va deveni uh, o, o necesitate mai mai clară la nivelul sectorului forestier, lucrul ăsta se va întâmpla. Nu știu dacă mâine sau poimine, sau când se va întâmpla. Cert este că prin un nou proiect de cod silvic nu există o propunere în acest sens. Mulțumim mult pentru răspunsuri. Bogdan, în final, personal vreau să te felicit pentru efortul depus. Știu, te-am urmărit și direct, și din umbră cât de mult ai fost implicat în coordonarea echipei, cum, cât efort ai depus în armonizarea multiplelor opinii ale experților, dar și preluarea comentariilor în cele două runde de consultări. A fost un volum mare de muncă. Cei care nu știu, invit și eu să consulte site-ul. E suficient să uite doar pe două, trei, primele, primul raport sau al doilea raport, să-și dea seama de amploarea fenomenului desfășurat într-o perioadă scurtă de timp. Întăresc și eu, încă o dată, ideea. Este un proiect de cod civic realizat de două facultăți și un institut, un consorțiu, care au dat mai departe acest proiect autorităților este treaba autorităților să-l șlefoiască cu de rigoare și în ultimă instanță să-l aprobe. Așa că, Bogdan, în final dacă ai un îndemn, te rog, pentru cei care au fost implicați, pentru cei care n-au urmărit, pentru cei care vor urmări demersul în continuare. Te rog. Păi da, am câteva vorbe cu care vreau să închei, nu mă lângesc. Pentru voi, mulțumiri pentru faptul că ați fost alături de noi și sunteți alături de noi. Pentru echipa implicată, mi-ar place să pot să menționez toate numele aici, să le iau la rând, să... Pentru că, într-adevăr, echipa formată de, de cei trei membri ai consorțiului a fost o echipă extraordinară. Am fost onorat să, să îi reprezint mai degrabă decât să i coordonez. Uh, au fost foarte implicați, munca a fost extrem de intensă, au, fost, au dat dovadă de capacitate de a face compromisuri, de capacitate de dialog. Vă puteți imagina uh, ce s-a întâmplat. De aceea lor le adresez cele mai multe. Mulțumiri și, repet, îmi pare rău că nu pot să menționez fiecare membru al echipei la acest moment. Vreau să mulțumesc și autorității centrale. Am avut multe discuții, încercăm să ne armonizăm în continuare poziții care nu sunt întotdeauna îndreptate în aceeași direcție, uneori chiar divergente, dar cred în intenția lor de a face o o serie de schimbări în bine și de a promova un proiect de cod silvic care chiar dacă nu satisface pe toată lumea, este totuși un exercițiu de compromis. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc celor care s-au uitat în seara asta la noi, celor care au adresat întrebări. sunt impresionat de calitatea ridicată și de cât de bine informați sunt cei care adresează întrebările. Și de, cum să spun, așa, de acuitatea subiectelor pe care le-au tratat în întrebări. Vă mulțumesc frumos pentru întrebările acordate. Îndemnul final, urmăriți procesul. Va fi în continuare extrem de interesant pentru că mergem cu un compromis înainte, inclusiv în ceea ce vrește colaborarea cu autoritatea. Urmează colaborarea cu celelalte sectoare, cu instituții ale statului în care în diverse, diverse influențe, inclusiv zona politică acolo, în zona Parlamentului, se vor întâmpla probabil multe chestii. De aceea îndemn pe toată lumea să urmărească procesul și să reacționeze activ, ori de câte ori au ocazia, ca să putem să ne asigurăm că viitorul cod silic, viitoarea lege primară a sectorului forestier din România va fi una funcțională și care să satisfacă cât mai multe dintre nevoile sectorului și ale în societății românești în general. Mulțumesc frumos! Și ne mulțumim și vreau să închei discuția din seara asta cu citirea unui ultim comentariu de pe pagina de Facebook, tot al domnului George Optim. Foarte bine că autoritatea a atribuit achiziția serviciilor unor specialiști. Și cu asta închei. Seară bună, să vă tuturor! La revedere! Seara frumoasă! La revedere!